Bună dimineața, dragi prieteni! Ne aflăm în seară. Aceasta este soba mea rachetă, la care iese afară. Asta e soba propriu-zisă. Tocmai am curățat cenușa din ea. Da? Aici este masa termică. Deci focul merge pe aici. Face 180 de grade și iese la coș. Trebuie să recunosc că la această seară foarte mare, da, nu face față, dar mă ajută să mențin o temperatură undeva la peste 10 grade până acum. Ceea ce este foarte bine pentru plantele mele. Acum o să vă arăt ce fac cu cenușa, care tocmai am luat-o în găleată. Să ieșim un pic afară. Și mă afară. Și o să vă arăt. Pregătim un experiment pentru la primăvară. Deci aici aș vrea să cultiv cartofi. Și aici, la fund, punem un strat de cenușă. Deci aici, acolo e un pic de perlit, ceea ce vedeți alb. Așa. Sperăm să facă bine și copăceilor. Da? Seara încă o dată. Cu panourile solare, care ne asigură un necesar mulțumitor. Nu am eu baterii suficiente pentru stocare. Acolo este compostorul. Și ce este deasupra și va rămâne necompostat, îl vom pune aici, la fund, și aici, la anul, adică anul ăsta, pardon, în primăvară, în februarie, vom planta cartofi. Și să vedem ce se va întâmpla. Este un nou experiment. Aceste scânduri sunt de la niște ferestre. Tata și-a pus și el termopane și aceste, să zic, acești dulapi i-am folosit aici. O zi bună vă doresc și să avem un an bun.